Doamnelor și domnilor, am revenit la dezbaterea noastră. Domnilor, vă propun să vedem ce a declarat astăzi pentru AgroTV fostul ministru al mediului, doamna Doina Pană. Conform datelor statistice oficiale, de când funcționează radarul pădurilor, 4 milioane de metri cubi anual au dispărut de pe piața neagră, deci din lemnul tăiat ilegal. Asta pentru cei care au mai puțin de a face cu domeniul, ca să înțeleagă, ar fi echivalentul a 4 milioane de arbori cu vârsta de circa 70 de ani, care datorită radarului au fost salvați, n-au mai fost tăiați ilegal. Evident că am și o foarte mare nemulțumire. El este un sistem informatic care permite în permanență să fie dezvoltat, el chiar trebuia să fie dezvoltat. A existat o hotărâre a Consiliului Superior de Apărare a Țării, a CSAT-ului pentru dezvoltarea lui, dar actualii guvernanți n-au fost curioși, cu ghilimele de rigoare, în sensul că el trebuia să dea alerte în sistem, adică să lucreze mult, mult mai eficient, să fie dezvoltat și atunci probabil că reducea nu la jumătate, cum se spune, că 8 milioane de metri cubi s-au tăiat ilegal, dacă și noul cod silvic, pentru care ne-am luptat foarte, foarte tare și este imposibil să fiu uitat cu Schweikover, cu scrisoarea descrisă lui Iohannis și toate astea la ora respectivă, dacă și el ar fi funcțional în totalitate, s-ar fi redus și mai mult. Din nefericire, codul silvic vine cu niște principii generale. El este, poate forțat ce spun, e ca o Biblie. El, ca să fie aplicabil, trebuie să existe legislație subsecventă pe care o scoate guvernul, hotărâri de guvern și ordine de ministru. Ei, astea s-au scos parțial și s-au scos defectuos. Una dintre ele, practic cea mai importantă hotărâre de guvern legată de valorificarea masei lemnoase, a fost scoasă foarte defectuos. Asta a făcut nu numai să nu se aplice codul silvic, ci se aplice în sens invers. Deci, noi în codul silvic aveam un articol clar care spunea asigurarea cu prioritatea lemnului de foc pentru populație. E atât de defectuos a spus această hotărâre de guvern, încât la ora actuală e o criză uriașă a lemnului de foc. S-a ajuns la 400-500 de lei pe metru cub mai scump decât lemnul industrial și vestea tristă care vă dau nici nu se găsește. Din acest motiv, săptămâna trecută am scris încă o scrisoare premierului Dacian Cioloș să-l avertizez că nu se poate, adică nu, sunt peste 3 milioane jumate de locuințe în România care se încălzesc cu biomasă, covârșitor din această cifră, intrând în biomasa forestieră. Ori tu nu poți, mai ales că există o lege care te obligă. În plus, noi de ce am gândit acest lucru? Nu numai ca populația să aibă asigurare lemnul de foc, dar să se reducă tăierile ilegale, pentru că foarte multe tăieri ilegale au fost și în acest domeniu al lemnului de foc. Pentru că omul are pădurea lui, nu și-o putea exploata până la nouă cod silvic cu care am ieșit noi, și-și fura propriul lemn. Tot tăierea ilegală se numea, pentru că în România și numai în România, indiferent că pădurea e proprietatea ta sau e proprietatea statului, legile sunt aceleași și trebuie respectate, un regim forestier general valabil pentru toată lumea. În plus, tot în codul silvic noi am prevăzut dreptul de preemțiune pentru producătorii de mobilă, în ideea ca cât mai mult lemn care iese din țară să fie cu valoare adăugată aici. Noi avem un sector forestier foarte puternic. Noi avem o industrie a lemnului în care sunt implicați direct peste 150.000 de oameni și colateral, deci adunat cu cei direct, în jur de 300.000 de angajați în această industrie. E o industrie performantă, e o industrie care vine cu 3% din produsul intern brut al României, cu un aport valutar de 3 miliarde de euro anual, dintre care 2 miliarde de euro mobila. Deci, e o industrie care noi trebuie să încurajăm. Noi, dacă tăiem legal, nu trebuie să ne facem griji că se taie lemnul și că pădurea dispare. Pădurea nu dispare, dimpotrivă, crește de la an la an. Tot ce tăiem legal, vreau să spun. Deci grija noastră trebuie să fie încât tăierile ilegale să dispară. Și pentru asta revin la întrebarea dumneavoastră. Mai avem de lucru legislativ. Există foarte multă suprareglementare în domeniu. În acest sens, de exemplu, e recenta ordonanță de urgență care s-a dat privind legea contravențiilor silvice. Legea contravențiilor silvice e în lucru în Parlament. E aproape spre forma finală. Noi n-am ieșit cu ea cu formă finală tocmai pentru că așteptam și sesizările celor din domeniu, proprietari de pădure, administrator, pentru că cu ei am scris și codul silvic, cu ei am gândit și radarul pădurilor. Nu poți dintr-o seră, nu poți dintr-un minister
să spui că tu te ții adevărul absolut și să hotărăști ce se întâmplă cu un sector întreg, fără să-i consulți pe cei din sector. Ei, această ordonanță, deși nu avea nicio urgență, a scos-o peste noapte, ea intră în vigoare în curând și am înțeles că va bulversa întreg sistemul. N-a ajuns încă la Camera Deputaților, e la Senat. În mare, ce pot să vă spun, sunt amenzi total disproporționate, deci unde ar trebui să fie mare e mică, unde ar trebui să fie mică e uriașă, încât, de exemplu, vă dau un exemplu concret, ce mi s-a semnalat. Pentru o marjă de eroare de 0,1% legat de volumul unui transport de lemn, ceea ce gândiți-vă că nu e în laborator măsurat, e în pădure, cu instrumente nu de micron, se confiscă nu numai lemnul, nu numai amenda uriașă, ci și întreg mijlocul de transport. Deci trebuie gândite, da, e foarte bine să se vină cu amenzi acolo unde trebuie, e foarte bine să se vină cu măsuri drastice acolo unde trebuie, dar să fie cumpănite foarte bine. Chiar astăzi am fost înainte în Parlament unde s-a votat legea privind ordonanța cu înființarea gărzilor forestiere. În domeniul mediului am aliniat și salariile gărzilor de mediu și a celor care lucrează în biosfera Delta Dunării, dar mai e de lucru. Da, există foarte mulți care ar trebui să dispară din sistem, dar în același timp există oameni de calitate care nu sunt plătiți corespunzător, exact ce spuneți dumneavoastră. Avem situații dramatice cu peste 400 de spitalizați în luptele pe care le-au dus cu hoții din pădure și chiar 5 morți. Deci și aici trebuie să vedem întregul și să vedem ce trebuie făcut. Și este unul din pachetele legislative de care noi ne vom ocupa imediat ce următorul parlament va intra în vigoare. Noi venim pe lângă radarul pădurilor pe care să-l îmbunătățim. Mai este un sistem informatic care a fost marginalizat, că nu s-a vrut să se implementeze, nici actualul guvern nu vrea, pentru că s-ar fi terminat cu furtul din păduri și existau interese care să determine să fie marginalizat. L-am descoperit în mandatul din 2014, când am fost ministru, nu s-a mai lucrat la ei, revenim asupra lui. Are un nume foarte complicat, FMIMS se numește, dar pe înțelesul tuturor, înseamnă să nu se mai poată fura din interior. Adică, amenajamentele sunt pe 10 ani. În momentul în care expiră un amenajament, se face următorul tot pe 10 ani. S-a constatat că se practică, și nu de puține ori, o îmbătrânire forțată a pădurii. Adică dacă la expirare un amenajament pădurea avea, să zicem, 100 de ani, în cel nou pădurea prea care are 130 de ani. Acest sistem, în momentul în care este alimentat cu toate hărțile, care sunt gata, le-a făcut ICAS-ul, cu toate amenajamentele, el face comparația în permanență, înțelegeți? Și atunci nu mai poți minți vârsta pădurii, încât asta se permite să tai mai mult, dacă mă fac înțeleasă, pe hectar, decât ar trebui în realitate. Deci furturile au fost de toate felurile. Mai vreau să fac o precizare. Sunt foarte mulți și spun cum radarul pădurilor funcționează când atâtea camioane circulă pe șoselele României pline cu lemn. 18 milioane de metri cubi anual este lemnul pe care noi îl putem tăia legal. Ei, acești 18 milioane de metri cubi trebuie să circule pe undeva. De, pe lângă toate măsurile coercitive, ceva ce mie mi se pare revoluționar și o spun în premieră la dumneavoastră acum, cu măsuri de schimbare a mentalității. Vedeți, dumneavoastră, în mentalitatea românului, în general, pădurea înseamnă banii pe care îi scoți din pădure. Foarte puțin conștientizează că, de fapt, fără suficientă pădure a muri, pentru că schimbul bioxid de carbon, oxigen nu s-ar mai întâmpla. Toate viețuitoarele care trăiesc în pădure, fără suficientă pădure, ar dispărea. Inundațiile ar crește așa cum au început să crească și toate schimbările climatice care vin avalanșe pe noi se întâmplă din acest caz. Și atunci, am descoperit un model extraordinar care funcționează, un model nemțesc. A fost preluat de 16 țări la ora actuală, tocmai pentru că este foarte funcțional și care se numește pădurea pedagogică. Nemții, în urmă cu 200 de ani, și-au tăiat integral pădurile, după care le-au replantat. Deci la ei nu există păduri virgine. Cele mai vechi păduri au 200 și un pic de ani. Prin anul 1960, când a crescut, deci când vârsta arborilor era deja pentru a putea fi tăiați, a început o presiune uriașă și economică și politică să intre masiv în păduri. Speriați de ce au pățit la momentul în care și-au tăiat complet pădurile, cuiva i-a venit ideea genială. Să ducă copiii în pădure.
Și atunci, au organizat un număr de păduri pedagogice, se numesc, niște construcții speciale. În interiorul ăsta este toți arborii, toate viețuitoarele. Și fiecare copil de clasa a treia, o zi pe an, și-o petrece în pădure. Acolo se produce un efect emoțional. Deci, pe înțelesul lui, în aceste păduri pedagogice, copilul vede toate viețuitoarele, află că ar muri. Pe urmă, tot pe înțelesul lor îi se explică cum respirația noastră n-ar mai fi cea care să ne lase să trăim sănătoși. Îi se arată imagini cu inundații, cu tot ce ar provoca tăierea de pădure. Și acest efect emoțional se propagă. Bine, lucrurile sunt mai complicate. Eu vă spun în mare, numai, adică va trebui și în universități să se facă aceste module pedagogice și în sfârșit. Încât s-a ajuns, de exemplu, în Germania, adulții care erau copii de clasa a treia în 1960 au conceptul că un arbore tăiat ilegal e o crimă, pentru că ei de mici au conștientizat cât de importantă e pădurea. Da, are importanța economică, dar exploatată după lege. Deci orice arbore, nu plâng după lemn tăiat legal, dar orice lemn tăiat ilegal la ei înseamnă o crimă. Domnilor, ați urmărit declarația fostului ministru al mediului, doamna Doina Pană. V-aș ruga să comentați. Dar în mare sunt lucruri pe care le-am discutat și în cadrul comisiilor de specialitate, lucruri care au fost discutate și la Congresul Național al Proprietarilor. Repet, acele cifre vizând raportările radarului pădurilor de 4 milioane de metri, cum nu știu de unde le are doamna ministru Doina Pană, eu am cu totul alte cifre sau în fine. Da, este o dorință probabil a tuturor factorilor politici de a se implica până la urmă în ceea ce înseamnă sectorul forestier. Dar, cum am specificat și astăzi la acest congres, cred că este momentul să lăsăm specialiștii să se ocupe de domeniul forestier. S-au implicat factorii politici, dar, repet, pentru a elabora legi corecte, trebuie să vină specialiști din interior. Cum am spus, nu sunt doar în sectorul forestier, există în universități, în academii, există în societatea civilă, ONG-uri, chiar foarte mulți ingineri silvici. Cred că, în primul rând, ei ar trebui să fie ascultați. Cred că va trebui să vedem dincolo, cum am spus, de pădure, ceea ce trebuie să facem cu aceste, să spunem, acuze ale sectorului forestier. Da, este vorba, nu există pădure fără uscături. Trebuie să recunoaștem că în domeniul silvic au fost nenumărate abuzuri ale personalului silvic. Cred că nu trebuie să ne ascundem că există foarte multă, să spunem, și incompetență în anumite domenii. Iată de ce trebuie regândit și sistemul de management durabil până la urmă. Sunt cazuri, sunt, să spunem, în care, iată, managementul a demonstrat performanțe. Cred că ele trebuie arătate, trebuie până la urmă promovate. Există structuri administrative private care au un management extraordinar. Nu aș da denumire să nu le fac, să spunem, reclamă pozitivă. Dar cred că a identifica aceste, să le spunem, vârfuri de administrație și a le promova, cred că va fi unul din atribuțiile tuturor celor care ne implicăm până la urmă în sectorul forestier. Da, cum spunea și doamna ministru, există foarte multe legi subsecvente care le așteptăm în Parlament, legi care să fie amendate. Dar cred că urgența astăzi, cum am mai spus-o, este să vedem ce facem cu această ordonanță 51. Cred că aici va trebui să gândim foarte repede, dacă se află la Senat, să urgentăm procedura de a ajunge la Camera Deputaților, care până la urmă este Camera Decizională.
Aș vrea să comenteze și domnul Tobescu declarația fostului ministru. Doamnul ministru Doina Pan, trebuie să recunoaștem, este un ministru care are două realizări majore. Este un cod silvic pe care îl apreciem că este un cod silvic bun și este această operaționalizare a radarului pădurilor care, iarăși, toată lumea este de acord, este că a avut un efect serios în reducere. Cum funcționează radarul ăsta al pădurilor? Pentru cei care nu cunosc. Nu este chiar simplu de explicat. În administrația pădurilor trebuie știut că nu se taie ca în codru. Deci se face o inventariere a masei lemnoase care se va exploata, în speță se măsoară arbore cu arbore, diametru și înălțime. Există sisteme care dau volumul acestei mase lemnoase. Rezultă un act care se numește act de punere în valoare. Deci asta este prima referință care ne dă volumul care se exploatează din păduri. Autorizarea exploatării, masele lemnoase se face de către ocoale silvice, exploatarea se face cu firme autorizate, deci asta înseamnă exploatare legală, proveniență legală la pădure. Acest lemn se exploatează, ajunge într-o platformă primară, se expediază măsurat, piesă cu piesă, se completează un aviz de transport, care se numește exact așa, aviz de însoțire a masei lemnoase, pe care iarăși avem un volum. Iar a treia cifră de comparație, când ajunge masa lemnoasă la beneficiar, aceasta este din nou recepționată de către beneficiar și avem a treia cifră. Ce face radarul pădurilor? Radarul, sistemul sumar în total. Toate aceste date, și nu există în România sistem comparabil ca și complexitate și ca date, toate aceste date, deci actele de punere în valoare de la administrația silvică, sunt raportate și se duc pe un server. Avizul de transport de la fiecare firmă de exploatare, de la fiecare operator, este raportat în timp real și ăsta este radarul. Deci în momentul în care se face un transport, se raportează volumul completat pe avizul ăla de expediție, volumul de pe fiecare mașină și se duce pe server. Când ajunge în firma care face prelucrarea sau deci firma care face recepția, firma raportează și ea și toate aceste date se duc pe server. Iar acest sistem sumal radarul pădurilor compară volumul date prevăzut în actul de punere în valoare cu volumul transportat și cu volumul recepționat. Deci este un sistem foarte complex. Eu zic că nu știu să existe în toată economia României ceva similar, nici pentru alcool sau pentru țigări nu există un sistem de... Industria minereilor sau... Deci nu există. Gândiți-vă că asta ar însemna pentru agricultură, că cultura de grâu este evaluată și trebuie să fie acolo 3500 de kilograme pe hectar evaluată. Fiecare transport de grâu să aibă un aviz care să se ducă pe un server și când ajunge în panificație, cel din panificație să raporteze și el fiecare recepție. Deci sunt multe alte sisteme, multe alte sectoare economice unde evaziunea și problemele din punct de vedere al legalității sunt incomparabil mai mari decât în silvicultură. Pe domeniul pădurilor există acest sistem extrem de complex, a intrat în vigoare în toamna lui 2014, în 2015, nu contează foarte mult cifra absolută, pentru că nimeni nu cred că o are, dar în orice caz, terile ilegale au scăzut foarte mult în 2015 și noi suntem extrem de supărați pe guvern, pe autorități, și pe toată lumea care, atunci când vorbește despre păduri, prezintă numai partea negativă, pentru că realitatea este, avem un inventar forestier național, avem o imagine, o fotografie a stării pădurilor astăzi în România, putem să afirmăm cu
maximă responsabilitate că am trecut prin această perioadă de tranziție fără pierderi majore pe domeniul pădurilor. Starea pădurilor României este bună, avem un volum uriaș de masă lemnoasă pe picior, suprafața pădurilor României nu a scăzut, avem un volum mediu pe hectar, ceea ce înseamnă masă lemnoasă, calitatea pădurii de 322 de metri cubi pe hectar, media europeană este de 150, deci avem dublu și. Avem o silvicultură foarte tradițională, da, bazată pe regenerări naturale, fără specii exotice, fără plantații, cu proveniențe locale. Deci avem material regenerabil propriu, sigur, nu importăm. Deci avem o silvicultură tradițională, o școală valoroasă. Starea pădurilor astăzi în România este bună. Instituțiile statului au început să funcționeze. Este momentul în care să construim cu seriozitate, să punem în valoare această resursă. Alt lucru pe care ne dorim să-l spună politicieni și formatori și factori de decizie este că, inclusiv din punct de vedere al schimbărilor climatice, lemnul este o resursă regenerabilă. Deci este o resursă pe care trebuie să o folosim. Pădurea are o creștere anuală. Creșterea pădurilor României este de 50 de milioane de metri cubi aproximativ, estimată de către Inventarul Forestier Național. Noi exploatăm în România cu teri legale și ilegale maxim 20 și ceva de milioane de cubi față de 50 de milioane de metri cubi creștere. Este foarte important, inclusiv din punct de vedere al mediului, al schimbărilor climatice, să valorificăm această resursă, pentru că este o expresie care a intrat deja în spațiu public. Dacă nu vom consuma lemn, consumăm beton, consumăm ciment, consumăm cărbune, combustibili fosili, care produc mult mai multă poluare decât folosirea acestei resurse regenerabile, care este lemnul, pentru că este o resursă regenerabilă. Deci, ne dorim ca autorități și factori formatori de opinie să se uită pe Inventarul Forestier Național. E adevărat, încă avem teri legale, nu este o situație excepțională pe teri legale. Vrem să ducem discuția pe un tărâm rațional. Starea pădurilor României este bună și este foarte important să ținem într-un echilibru funcțiile economice, valorificarea acestei resurse, funcțiile sociale, de la lemn de foc până la dezvoltare locală, și funcțiile de mediu, care înseamnă arii protejate și biodiversitate. Nu trebuie să stricăm această balanță între cele trei funcții, pentru că atunci se strică tot echilibru și întregul are de pierdut. Mă întorc la domnul deputat și aș vrea să ne spună cât de importantă este garda forestieră din punctul dumneavoastră de vedere. Înainte să vă răspund, aș vrea să fac o precizare colegului meu Tobescu, vizând codul silvic. Da, doamna Pană era ministru mediului când s-a aprobat codul silvic, dar să nu uităm, la el se lucrează din 2012. Eu am fost raportor al codului silvic sub trei miniștri. Doar la două articole ne-am înțeles cu cei din PSD, pentru care pentru două articole a fost un consens. Activitatea lucrativă de fapt era în Comisia de Agricultură și Silvicultură, dar iată, a trecut acel cod silvic cu bune și cu rele, nu este unul perfect, dar este unul mai bun decât cel care a fost. Să revenim la întrebarea dumneavoastră. Da, astăzi s-a aprobat prin lege ordonanța de urgență privind înființarea gărzilor forestiere. Este ordonanța 32 emisă în anul 2015. Ea și-a produs efecte pe garda forestieră prin reorganizarea fostelor ITRSV-uri. Trebuie să știți că această lege nu se referă strict doar la garda forestieră.
au fost foarte multe discuții legate și de ceea ce se întâmplă cu Garda de Mediu, cu agențiile de protecție a mediului, cu rezervația biosferei Delta Dunării. Ori am considerat că este necesar ca nivelul de salarizare a acestor, să spunem, angajați din structuri deosebit de importante până la urmă în România, să fie oarecum corectate. Deci această ordonanță, chiar dacă îi spune de înființarea gărzilor forestiere, se referă și la, repet, la Garda Națională de Mediu, agențiile de protecție a mediului și rezervația biosferei. Ca noutate s-a constituit o gardă forestieră națională, o structură, să-i spunem, un departament central, similar fostului departament de control din cadrul Ministerului. Din păcate, astăzi, în minister, în acest departament de control, există o singură persoană. Țin minte, acum 4 sau 5 ani erau peste 40 de oameni lucrau în acest departament. Astăzi o singură persoană, datorită acestei, să-i spunem, salarizări de 10-12 milioane lei vechi, vorbim. Cred că este momentul în care putem să cerem să avem și pretenții acestor lucrători din Garda Forestieră și Garda de Mediu și cei din, până la urmă, din cadrul Ministerului Mediului. Iertați-mă că vă întrerup, știu că tot astăzi combaterea risipei alimentare a fost. Da, este o lege deosebit de importantă care a trecut astăzi de Camera Deputaților. Iată, este, să spunem, o lege pe care puține state europene o au. Suntem doar 3 state europene care avem această lege. Va trebui ca în viitor toate statele Uniunii Europene să adopte legi similare. Se știe că în România anual se aruncă 2,8 milioane de tone de alimente. Iată, este un volum imens pe care trebuie cumva să reglementăm. Cred că este un pas înainte. Așteptăm Ministerul Agriculturii să vină cu norme de aplicare a acesteia și cred că de la 1 ianuarie ea va fi operațională. Și știu că tot astăzi legea vânătorii a trecut de Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. În ce formă? De fapt, săptămâna trecută a trecut legea vânătorii și protecției fondului cinegetic. Au fost analizate foarte multe propuneri. Dacă țineți minte, în acest an au fost acele discuții în care le-am avut cu crescătorii de animale în primăvară, când au venit peste 6.000 de crescători de animale aici în fața Parlamentului. Parte din solicitările dânșilor au fost rezolvate. Dacă ne referim, care anume? Dacă ne referim la veșnica problema a câinilor, da, am crescut numărul de câini chiar mai mult decât au sperat atunci ciobanii. Vă dau un exemplu. La 300 de oi în zona de munte au dreptul la 6 câini, la fiecare 100 de animale un câine în plus, dar nu mai mult de 10 în zona de munte, de asemenea în zona de câmpie 4-3, zona de deal 4, câmpie 3, și un număr nelimitat de câini care trebuie să-i țină în țarc, bineînțeles. Am specificat în această lege a vânătorii, am obligat asociațiile de vânătoare să ia în serios atunci când este vorba de despăgubiri cauzate de vânat culturilor agricole. Am instituit măsuri sancționatorii în sensul că dacă în 30 de zile o asociație de vânătoare nu achită despăgubirile pe care acea comisie de evaluare le stabilește, este pasibilă cu amendă de la 2.000 de lei la 4.000 de lei. De asemenea, am redus termenul de convocare a acestor comisii la 72 de ore. Iată, sunt lucruri care am venit în sprijinul atât a crescătorilor de animale, cât și în sprijinul, până la urmă, a cultivatorilor, a fermierilor. Ca știți foarte bine, avem numeroase sesizări și noi Comisia de Agricultură, în care mistreți produc pagube enorme în zonele, să spunem, de deal culturilor agricole. Cred că este un pas înainte.
Domnilor, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Le mulțumesc și telespectatorilor și invit să ne urmărească și pe partea a doua, unde se vor întâlni cu domnul George Turtoi, consultant pe fonduri europene. Așadar, vă așteptăm după promo și publicitate să aflați cum puteți accesa fonduri europene, cei interesați au la dispoziție un număr de telefon 031 405 2800. Este numărul la care sunt rugat să sune și să adreseze întrebări invitatului meu. Așadar, până atunci, promo și publicitate.